Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la emisiunea noastră electorală. Astăzi ne reîntâlnim cu candidatul USL pentru Colegiul 3 Senat, Liviu Marian Pop. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și astăzi am înțeles că aveți și doi susținători cu dumneavoastră, familia Vlașin. Am să-l salut întâi pe domnul primar Petre Vlașin de la Vaduizei. Bună seara! Bună seara! Și domnul consilier local Sorin Vlașin. Sunteți consilier la Sighetul Marmației. Bună seara! Bună seara! Domnilor, e o formulă care cel puțin pe mine mă surprinde astăzi, pentru că, iată, nu mă așteptam să veniți cu doi domni, eram obișnuit să veniți cu o doamnă, cu doamna Cornelia Negruț, în emisiune. Ce v-a determinat astăzi să invitați pe cei doi susținători? Păi, în primul rând că este campanie electorală și în această campanie electorală, din păcate, anumiți contracandidați n-au nici măcar bunul simț de a încerca să-și facă o campanie decentă și arunc în spațiu public tot felul de afirmații, tot felul de poze și de discuții pe care le-ar fi avut la calendele grecești cu anumiți candidați. Unul dintre aceștia este un om care, pe care îl cunosc de vreo 10 ani de zile și nu credeam că va ajunge în plină campanie electorală să-și scoată pe față cu adevărat amarama aceea de a fi un farsor și un mincinos ordinar, și aici mă refer la contracandidatul meu de la PPDD, domnul Vlașin Vasile, care încearcă cu disperare să mai rupă din voturile USL-ului cu speranța că de pe locul 3 sau 4 unde va fi situat, undeva la 7-8% cât va face domnia sa, va putea ajunge pe ceva calcul. Bun, în asta Parlamentul n-aveți României. Să știți exact cât va face conform, să spunem, regulilor CNA-ului. Ar trebui să vă întreb ce dovezi aveți în acest sens sau pe ce sondaje vă bazați. Pe ultimul sondaj care a fost dat. Să lăsăm asta la o parte și să vă întreb, domnule Petre Vlașin, pentru că ați fost în emisiune și cu Cornelia Negruț, într-adevăr, aici în emisiunea de publicitate electorală. Noastră susțineți în continuare candidații USL, indiferent că sunt la Camera Deputaților sau văd acum această situație că sunt pentru Senat. Susțin candidații USL pe domnul ministru Liviu Pop și pe doamna Negruț Cornelia din toate puterile mele și cu electoratul de la Vaduizei. Sigur, foarte multă lume are senzația că candidează pentru această funcție la Senat unul din familia dumneavoastră, pentru că e o coincidență de nume. Da. Și v-aș întreba aici cum reușiți să lămuriți lucrurile acestea în electoratul dumneavoastră de la Vaduize. Am fost sunat din mai multe localități dacă cu adevărat băiatul meu candidează la funcția de senator. Nici vorbă. Acum eu le-am, cu ocazia asta că suntem la dumneavoastră în studio, aș vrea toate cunoștințele mele să se uite bine la băiatul meu, că nici din greșeală nu candidează și nici nu prea seamănă cu Vasile Vlașin, care spune el că e rudă cu noi. Nu știu să fie rudă. Eu îi transmit și lui succes și să nu se folosească de numele nostru în această campanie. Minciuna nu duce departe. Știu că e înscrisă și minciuna în activitatea omului, dar la mulțime nu cred că are loc. Domnule Sorin Vlașin, ați candidat într-adevăr în luna iunie pentru Consiliul Local Sighet, sunteți și consilier local pe listele USL. Cum vi se pare, să spunem, acest tertip electoral, poate, de ce nu să-l numim așa, să folosești, să ai același nume și iată să folosești și niște poze în campanie electorală la un moment dat, în care apăreți și noastră și tatăl noastră, nu avem ce face. Este foarte interesant ce se întâmplă și în primul rând aș pleca de la demnitatea fiecăruia dintre noi. Poate că numele meu este demn și trebuie folosit și cineva trebuie să folosească de el. Nu fac comentarii asupra personalității domnului Vasile Vlașin, din totdeauna candidat. În primul rând spun că sunt demn pentru că sunt vicepreședinte la Partidul Social Democrat și de aceea suntem cu mine în primul rând și pe urmă cu partidul. Nu pot să susțin pe altcineva decât candidații USL-ului pentru funcțiile de senator și de deputat. Este o mare minciună, o mare poveste. Nu pot să fac niciun fel de comentariu decât că nu se joacă corect și nu se joacă cinstit.
și este păcat că se leagă de, de numele meu. Nu am nicio cunoștință de la bunici, de la părinți, că aș avea vreun grad de rudene în afară de o banală coincidență de nume. Cam asta e situația, nu-mi dau seama. Domnule Liviu Marian Pop, sigur, am înțeles că aveți susținerea familiei Vlașin de Sighetul Marmației sau de Maramureș, cum am putea să o numim generic. În același timp, sunteți și membru al Partidului Social Democrat, candidați pe listele USL-ului. V-aș întreba de un alt susținător, poate, care a fost foarte des pomenit în această campanie electorală, pe lângă primarul Ovidiu Nemes, de exemplu, și despre doamna Eugenia Gogea, care este în continuare președintele PSD Sighet, din câte știu și eu la ora actuală. Dânsa ce poziție știți să aibă? Pentru că și numele dânsei a fost frecvent folosit în această campanie electorală de diversi candidați. Păi nu de diversi, de singurul candidat, veșnicul candidat, Vasile Vlașin, cel care a venit de la PDL, s-a dus în PPDD și încearcă să facă frăția dintre Diaconescu și Băsescu și la nivelul colegiului 3 de senator. Doamna președintă, fost primar Gogea, susține candidații USL, PSD-ul din Sighetul Marmației și nu numai este alături de candidații USL în tot colegiul. Și vă spun că am bătut acest colegiu în cele 3 săptămâni, inclusiv marți nu m-am dus la ședința de guvern, tocmai pentru a fi în interiorul colegiului și avea discuții, pentru că telenovelele plecate de la contracandidați funcționează. Toate organizațiile PSD din Maramureș și Voievodal sunt alături de organizațiile PNL, organizațiile PC și UNPR pentru candidații USL-ului și se va vedea lucrul acesta la alegerile de duminică. Însă ceea ce folosește domnul Vlașin de la PPDD în campania electorală este și acea poză cu doamna primar Gogea, la fel ca și cu familia Vlașin. Mai am un susținător eu din partea familiei, fostei familiei Vlașin, doamna Vlașin, care știți că domnia s-a divorțat, a avut niște probleme și a avut scandaluri urâte cu fosta soție, dar mă rog, nu vreau să intru mult în zona aceea, pentru că după aceea iarăși o să am o discuție pe alt front. Însă, am spus-o și pe alte posturi, trebuie să o spun și aici. Domnul Vlașin a fost repetent în clasa 10. A repetat clasa 10, pentru că a făcut foarte multe absențe, nu s-a încheiat metile. Sigur, a fost o emisiune în care nu, mai spun o dată ca să mai fac. Dar aveți vreo dovadă în avem acest sens? Să dădeam judecată și o să aducem dovada. Dar un om repetent, exmatriculat, condamnat în Austria, că a făcut sau n-a făcut pușcărie, treaba dânsului. Nu poate să vină să dea lecții de moralitate. Să pune într-o întâmplare, cândva s-o fi făcut pozele acelea, trebuie să cer măcar bunul simț, domnule, pot să vă pun în catalog aceste poze? Eu nu mi-am permis să folosesc în campanie electorală poze cu domnul Antonescu, cu domnul Constantin sau cu domnul Ponta și nu era o problemă de a le folosi sau cu alte personalități. Pentru că am crezut că de bun simț măcar întreb lucrul acesta pe cei care, la care le folosesc pozele. E o discuție amplă, însă minciuna are picioare scurte. A venit cu chestiuni de genul acesta denotă caracterul unui om. Iar din punctul meu de vedere, domnul Vlașin are un caracter infect. Bun, aici va trebui să vă măsurați puțin cuvintele. Aștept amenda de la CNA cu mare drag. Bun, dacă amenda o preiau eu, domnul. Deci eu i-am spus-o la începutul campaniei electorale. Mai ales v-am zis, îl cunosc pe domnul Vlașin, că a fost coleg cu fratele meu mai mic de liceu, după ce a repetat. A fost acesta un subiect de campanie, și anume că unul dintre frații dumneavoastră a candidat din partea PPDD-ului la primărie. Și, da, și din cauza, deci din punctul ăsta de vedere, și domnul Orban, unul era la PDL și unul era la PNL, frații Orban. Frații negoiți erau la fel la partide. Nu, a fost o chestiune, fratele meu mai mare care pleca din țară, a fost o chestiune de conjunctură la nivelul comunei și poate partidul PPDD-ul, sau cum e spune, nu a făcut altceva decât să arunce capcane. S-a dovedit, n-a obținut decât 0,005% din voturi, poate prietenii, alți prieteni de-ai fratele meu, nu asta este tema până la urmă, unde se duce pe opțiune politică. Poate oricine să meargă pe opțiune politică, mâine să fie doi frați sau trei frați, dar trei partide diferite. Nu asta e problema. Dacă se face campanie cinstită și n-a văzut nimeni pe frații Orban sau pe frații Negoiță că aruncă cu noroi și chiar dacă erau frați și erau pe partide diferite, erau unii la guvernare și în alte opoziții. Și să ne gândim că era un guvern la un moment dat, da? Sunt regulile de bun simț în politică. Reguli de bun simț în politică care lipsesc domnului Vlașin. Poate își dorește un lucru, să mai prindă din electoratul domnului Bârle ca să se ducă deasupra, nu știu, și-a făcut ceva calcule. Dar cu mizeria, eu am spus-o contracandidatului meu Vlașin, la începutul campaniei electorale. Știi că ai multe tinichele, enorm de multe, trafic de persoane, permisă și buletine și toate celelalte, sunt în spatele tău, lăsând la o parte. Nu intra în campania electorală murdară, cunoscându-l.
pentru că se termină și din 10 decembrie suntem iarăși la masă, iarăși discutăm, iarăși ne întâlnim. Nu s-a putut abține. A avut el o problemă, doar cu Liviu Pop, cu nimeni nu are altă problemă. N-are problemă cu USL-ul, n-are cu programul de guvernare a USL-ului, are problemă cu Liviu Pop, cu venitul lui Liviu Pop, care l-am explicat. Domnul Vlașin, e salariul meu de 3500 de lei și ce ați văzut în declarația de avere sunt salariile de timp de 2 ani de zile pe fonduri europene. Și o să vă arăt și câți bani dintre aceștia am donat. Dar e o altă discuție. A fost o discuție la un moment dat, cum că acest salariu al dumneavoastră din ultimul an sau ultimii 2 ani, cum susțineți, este unul mai mare și cum priviți în ochi, de exemplu, profesorul de la Vișeu sau din altă zonă care are un salariu doar de 10 milioane? Foarte, foarte bine îl privesc în ochi, mai ales că pentru profesorii din Maramureș am câștigat 50.000 de milioane de euro în instanță, bani pe care a luat guvernul Boc în 2010. Pentru profesorii din țară am câștigat 6 miliarde de euro în instanță și de aceea se bate președintele Băsescu cu Liviu Pop și nu cu guvernul României. Am făcut în cariera mea de lider de sindicat publice toate deciziile pe care le-am luat. Nu mi-e rușine de niciuna dintre ele. Am fost, cred că, unul dintre, nu numai eu, colegii mei de la sindicate, foarte, foarte transparenți. Tot ceea ce am făcut, am făcut-o pentru aceștia. Și proiectele europene pe care le-am adus au format oameni, pentru că au fost proiecte pe resurse umane. La nivel național am format aproximativ 15.000 de profesori cu aceste proiecte europene. Deci nu le-am adus pentru Liviu Pop. Le-am adus pentru cei 200.000 de profesori din România. Ați pomenit din nou despre Traian Băsescu și nu pot să nu vă întreb în cazul acesta cum caracterizați ieșirile președintelui Traian Băsescu din ultima perioadă și de ce există o țintă pentru Liviu Pop, cum spuneți dumneavoastră? Președintele României a intrat într-un conflict cu instituția pe care am condus-o, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. O federație care numără 200.000 de profesori, este cea mai mare din Uniunea Europeană, o federație care din 2010, de când s-au tăiat salariile, s-a dus în instanță, a făcut formă de protest. Să nu uităm că anul trecut, în decembrie, FSLI-ul a pichetat 3 săptămâni Ministerul Educației și abia în ianuarie au început formele de protest din piața universității. Am fost totdeauna o preliște în baza deciziilor domnului Băsescu, cu toate legile lui. Noi am întors legile. Tot ce dânsul a dat ordonanță de urgență cu domnul Boc și cu gașca lui, am câștigat în instanță. Ne-am judecat cu el 3-4 ani de zile, am câștigat 6 miliarde de euro care contează pentru profesori. De ce are dânsul o problemă cu mine personală? Nu știu, nu o să spun niciodată care e el ceva, au instituțiile statului. S-a supărat când l-am întrebat, domnule, ați fost deputat în Parlamentul României, ați fost în același timp și la o academie privată în Norvegia. Timp de 3 luni de zile, unde ați fost prezent? În România sau în Norvegia? Pentru că a fost 3 luni de prezență. Întâmplarea face că acea academie are o legătură sau nu e treaba mea cu firma care a vândut flota românească. E o altă discuție. S-a simțit lezat, a ieșit cu declarații, cu chestiuni de genul acesta. E problema domniei sale. E o luptă care cel târziu, în 2014, cred că se va finaliza pentru că nu va mai fi pe postul de președinte a României. Lucrurile merg înainte. Noi așteptăm în 9 decembrie votul românilor. Sper că duminică vom avea un număr mai mare de alegători decât cel de la referendum, să nu mai contrazică 7,4 milioane de români cum i-au contrazis și lucrurile să intre anul viitor pe normal. Suntem într-un război. Băsescu a intrat în război cu românii din 2010. După alegerile din 2009 a intrat în război continuu. Reduceri de salarii, majorare de TVA, închidere de spitale. A intrat într-un război. Uitați-vă că în 9 decembrie duminică trebuie să finalizeze acest război. E foarte important pentru Maramureș să fim pe val. Ați văzut sondajele? Suntem la 60-61% la nivel național. Dacă noi vom face scor în Maramureș, va fi bine pentru toți. A existat la un moment dat ca și temă de campanie și faptul că USL-ul susține în continuare că dacă Maramureșul nu va fi USL în, ca și parlamentari, atunci nu vor veni fonduri înspre Maramureș și că acesta ar fi, să spunem, un fel de șantaj politic nu facem șantaj, aici sunt martori prietenii și colegii mei, domnul Vlașin 1 și Vlașin 2, ca să spun, nu cel care sunt domnul primar și domnul consilier local. Nu vor veni în Maramureș așa mulți bani cât ar putea să vină dacă nu vom avea parlamentari USL. Proiectele pe care domnul Vlașin le are la Faduize și sunt multe. Proiectele pe care le are Sighetul Marmației și sunt multe. Proiectele pe care le are fiecare primar din zona Maramureșului istoric sunt enorm de multe, costă mult, sunt bani mulți. E foarte important să ai ai președinte Consiliul Județean, ai Consiliul Județean USL, ai Guvernul USL,
ai Parlamentul USL. E foarte important să ai parlamentari USL în Maramureșul Voievodal. Dacă ai 4 parlamentari USL, mult mai ușor aduci mai mulți bani decât ar putea să aducă un parlamentar de opoziție. Chiar dacă la nivelul țării sunt bani puțini, trebuie să recunoaștem, nu sunt câți am dorit noi să facem toate, să asfaltăm toate ulițele, să băgăm apă și canal pe toate ulițele, să facem spital nu numai de 200 de locuri, să facem poate de 600 de locuri, să izolăm blocurile, să creăm locuri de muncă în Sighetul Marmației, să facem centură la Sighetul Marmației, tunel și așa mai departe. Sunt foarte multe proiecte. Dar cu cât vom avea oameni mai mulți la București, și vă spun un om care timp de 6 ani de zile a făcut naveta Baia Mare București, cu cât vom avea mai mulți oameni la București, cu atâta forța celor care aduc bani în Maramureș va fi mai mare. Asta este ecuația. Noi putem avea în Maramureș 6 parlamentari USL și să fie toți de dincolo de deal și poate numai unul de dincolo, sau 5 de acolo și unul de aici, pe algoritmul politic, pe votul acesta. Pentru că vă spun, dacă ar fi fost voturile care locale, cel mai bun câștigă, nu se agita așa mult, se agitau contracandidații mei la Senat și nici la deputați așa mult. Ei au un singur scop, să fie pe locul 2 sau 3, dar să nu facem noi jumate plus 1. Că vezi, Doamne, vor prinde și ei pe o șmecherie de al PDL-ului cu legea electorală. Însă am convingerea după cele 26 de zile de campanie că, la fel ca și la Vadu Izeu și la Sighetul Marmației, în toate cele 30 de comune și orașe din Maramureșul Voievodal, USL-ul va câștiga. Poate cu excepția unei singure din datele pe care le-am acum, nu vom face majoritate și e și normal, până la urmă, că e minoritatea maghiară în Câmpul Lung. Dar și eu fac un apel și la cei care au votat până acum UDMR-ul. Ați avut deputat UDMR în Sighetul Marmației. Ce a făcut pentru Sighetul Marmației și pentru zona aceasta? Să-mi spună. Nu a făcut nimic. Au fost la guvernare împreună cu senatorul PDL. Ce au făcut? Nimic. Am blocat Baia Sprie Bârsana drumul, că s-a furat de acolo. Ultimul DN18, în loc să intre în 2009 în finanțare, a intrat abia în 2012, deci la capul locului. Celălalt drum, Vadu Izei, să cel din ce am înțeles eu, în 2018 pregătit pentru finanțare, deci la calendele grecești, nu se mai poate. Deci nu se mai poate din punctul acesta de vedere. Eu cred că trebuie să toți maramureșenii din Maramureșul istoric trebuie să meargă pe votul USL-ului ca să poată și domnul Vlașin, consilier local, să susțină cât mai multe proiecte în Consiliul Local și domnul Vlașin, ca primar, cât mai multe proiecte în Vadu Izei și toți primarii USL din Maramureșul Voievodal să aibă proiectele duse la final. Cum veți reuși să mobilizați lumea la vot în data de 9 decembrie, v-aș întreba? Simplu. Pentru că ați trecut de mai multe ori prin această experiență electorală și dumneavoastră, domnule Petre Vlașin, în calitate de proaspăt primar, ați candidat la Vadu Izei, ați obținut un scor deosebit acolo. Da. Cum ați reușit să aduceți la vot? Că se mai întâmplă să lumea se uită pe geam, vede că e prea cald, e prea frig, în cazul nostru probabil va fi o vreme destul de urâtă. Lumea nu se dă dusă din casă întotdeauna. Politica nu este, să spunem, cea mai iubită de unii dintre oamenii obișnuiți. În primul rând, lumea trebuie să... Adică eu, ca primar, trebuie să fiu credibil în fața cetățenilor. Și eu, de 6 luni de când sunt la Vadu Izei, ori la ce chemare a mea, au venit cu sutele. Dacă am făcut o ședință, să le spun ce mai trebuie să facem, să informez oamenii cum stăm cu lucrarea cu apa, cu introducerea apei, cu canalizarea, cu asfaltarea drumurilor, a uliților. Și tot așa și acum i-am solicitat să vină să le vorbească domnul Pop Liviu cu ce o să ne poată ajuta, dacă noi o să-l ajutăm în 9 decembrie. A venit la Vadu Izei duminică, cred că a fost destul de multă lume, a fost peste 250 de persoane și numai de sâmbătă am început să-i anunț pe oameni și totul înseamnă să fii credibil în fața lor și să nu-i minți. Eu nu le-am promis multe, dar ce le-am promis am încercat să mă țin de cuvânt și le promit și în continuare, mai ales dacă domnul Pov va ajunge senator și cu doamna Cornelia deputat, Negruț, o să am și eu unde să mă duc, să mă ajute, pentru că, cum a spus domnul ministru, e foarte greu, banii sunt foarte puțini, dar dacă avem la cine mere, puțini acum, mai puțini peste o lună, peste două și uite așa o să putem să ne ducem proiectele la bun sfârșit.
Domnule Sorin Vlașin, ați fost și înainte consilier local, sunteți și acum cu noul mandat. Aveți și noastră câteva cicluri electorale prin, să spunem, mandatul acesta de consilier. Lumea de obicei în ziua votului, cum reacționează în momentul în care, sigur, sunt convins că îi mobilizați într-o formă sau alta, îi sunați? Ce le spuneți? Cum îi aduceți la... Da, am să vă răspund și la această întrebare, dar mai vreau să... Am făcut o retrospectivă a memoriei și legat de tizul meu de nume Vasile Vlașin, vreau să vă spun că acea poză este făcută exact în ziua în care noi doi am făcut cunoștință. Iar de aici trageți dumneavoastră concluziile și... Da, ați fost vreodată sunat să fiți întrebat, domnule, pot să vă pun și eu pe pliantul meu electoral sau pe ziarul meu electoral, pe dumneavoastră și pe tatăl noastră, adică da, ne dați voie totuși că... Mi-a fost transmis că sunt gata broșurile în care apar și eu. Eu am crezut că glumește, efectiv glumește, pentru că nu am fost întrebat, nu mi s-a spus că se, nu știu, se tipărește nu a fost prezentată ipostaza, să spunem, în care... Și întâmplarea face că ne-am întâlnit la mine în firmă, domnul Vasile Vlașin era la cumpărături acolo. Da, deci vă este și client. Da, este și client, deci, mă rog, nu știu să fie constructor. Legat de ziua votului, așa cum v-a spus și taică meu, este foarte important mesajul care a fost transmis, întâlnirile pe care le-am avut și n-aș pune pe ultimul loc faptul că deja suntem obișnuiți cu atâtea cicluri electorale și dacă luăm un pic din istoric, ne vom da seama că totuși România și românii în general au ieșit la vot. Sigur, în mai mică sau mai mare măsură, totuși s-a ieșit și nu ultima dată deloc de neglijat 7,4 milioane care și-au exprimat votul la referendum. La campaniile pentru consiliile locale și primari, la fel am avut în Sighet 9-10.000 de oameni care au ieșit la vot. Acestea sunt argumentele pe care ne bazăm și cine candidează, ce mesaj a transmis, ce a vorbit cu oamenii și pe forța partidului din care fac parte și a Uniunii din care fac parte, USL. Eu sunt nevoit să completez că ambii colegi sunt modești față de câte au făcut și o să încep cu domnul primar care n-a făcut numai acea întâlnire de duminică, mai am avut încă două întâlniri, una la biserică, una la Valea Stejarului, a alergat mult și aleargă mult în Vaduizei. Sorin e coordonatorul din partea PSD-ului a campaniei, unul dintre coordonatorii a campaniei mele și ale doamnei Negruț pe Sighetul Marmației și coordonează toate echipele împreună cu încă doi colegi. Deci se muncește și în organizație. Pe de-o parte e echipa USL-ului, dar în același timp e foarte important ca fiecare din cele trei partide să pună motoarele, cum se spune, în funcțiune. Și PNL-ul este foarte bine organizat și mulțumesc și pe calea aceasta domnului primar Ovidiu Nemes, care e efectiv trup și suflet lângă noi cu toată organizația, inclusiv organizațiile de tineret a celor două partide. Deci se muncește mult, se fac întâlniri multe, trebuie să fii între oameni. Să nu-ți fie frică să mergi pe stradă între oameni, să stai cu oamenii de vorbă. Aici este totul și ceea ce e foarte important. Ca primar, ca și consilier local, să poți da un telefon la București, să știi că te așteaptă cineva, te ajută, îți dă informația, vin informațiile de la București către tine mai repede, ai consultanță și aici cred contează foarte, foarte mult. Iar cetățenii din Maramureș și Voievodal au nevoie de această consultanță și am spus-o. Voi avea cabinet parlamentar și la Sighetul Marmației, și la Vișeu, și la Borșa, și pe Valea Izei, și pe Valea Ruscovei. Deci e absolut importantă legătura între primari și parlamentari. Fără cele două componente nu o să putem face niciodată absolut nimic. Deci sunteți mult prea modești față de câte ați făcut, cel puțin în cele 27 de zile de campanie care am muncit împreună. În ultimul rând, membrii activi ai USL-ului să fie sunați, să fie scoși pe... O ultimă întrebare aș avea, pentru că sunteți la USL și după data de 10 decembrie, cel puțin la ora actuală, președintele Traian Băsescu spunea că nu va nominaliza vreun ministru care are probleme, nu va nominaliza pe Victor Ponta din nou premier, chiar dacă USL-ul va propune. Bun. Ce se va întâmpla după data de 10? Vom asista din nou la același scandal politic între președintele Traian Băsescu și majoritatea parlamentară? E foarte important momentul zilei.
la care face declarații președintele României. Dacă a fost o declarație mai către dimineață, o iau în serios, dar dacă a fost undeva mai după masă, nu o problem serios. Nu trebuie să mă înțelegeți. Însă dimineață la vot o să vină mai puțini. După masă la vot o să fie către seară foarte mulți. La final de zi, cred că și președintele României va fi pentru ultima dată convins că poporul nu mai vrea un PDL portocaliu ascuns acum în spatele PPDD-ului și a Redăului. Vrea altceva, vrea o Românie puternică. Cu cât vom avea un scor mai mare, cu atât președintele României este obligat să nominalizeze premierul din partea USL-ului. Toate ieșirile domniei sale din ultimele zile sunt unele disperate, pentru că a văzut ce se întâmplă la nivel de sondaje, a văzut că partidul care a fost drag și a cărui președinte a fost Partidul Democrat Liberal tinde să nu mai facă 5% în cadrul ARD-ului, pe cum așa au aranjat ei pe acolo parlamentarii, vin alții. Și atunci, ca un comandant de navă, pentru că este comandant de navă, a zis, domnule, eu trebuie să părăsesc ultimul corabie, hai să mai dau o mână de ajutor și să atac tot ce se poate. Nu, va nominaliza tot pe Victor Ponta premier, pentru că asta va, în duminică 9 decembrie, vor vota cetățenii României. După 10 decembrie aveți mult de lucru dacă ajungeți în Senatul României. Împreună cu colegii mei. Toate emisiunile acestea electorale au fost și ele înregistrate și au să vă urmeze în cariera de senator dacă ajungeți acolo. Vă asigur că toate înregistrările pe care le-am făcut și aproape peste tot unde m-am deplasat în campania electorală am încercat să iau camera de luat vedere cu mine, cu un coleg sau un coleg cu aparatul foto, împreună cu cetățenii, să fie o mărturie vie. Tot ce am spus acolo vom face cu o singură condiție. Să avem vot de 50% plus 1 în toate colegiile din Maramureșul Voievoda. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea electorală de astăzi. O seară frumoasă în continuare. La revedere!